La finalul videoconferinței cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, prim-ministrul a venit cu câteva lămuriri în privința măsurilor care vor fi luate în gestionarea crizei sanitare COVID-19. În perioada următoare vor fi emise o serie de ordine care să reglementeze modul în care se face testarea, dar și raportarea cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Toate persoanele care fie sunt suspecte de COVID și urmează să fie diagnosticate, pentru ele direcțiile de sănătate publică vor emite deciziile de internare pentru diagnosticare, iar după diagnosticare, în cazul în care sunt pozitiv, în funcție de recomandarea medicului, se vor emite deciziile de tratare în spital. Obligativitatea noului tip de raportare, se știe că în lege există un articol care stabilește schimbarea sistemului de raportare, adică menționarea în mod distinct a cazurilor de persoane care sunt diagnosticate prima oară, sunt diagnosticate pozitiv, și prezentarea separată a persoanelor care sunt retestate. O altă schimbare care va fi introdusă în noile ordine vizează prioritizarea la testare. Astfel vor avea prioritate cei care necesită testarea și apoi cei care o solicită pentru diferite motive. Prioritatea la testare trebuie să se acorde persoanelor care necesită testarea, pentru care este necesară testarea în baza protocolului de evaluare. Abia după aceea să fie testate persoanele, de exemplu, care vor să călătorească în alte scopuri, scopuri turistice și care au nevoie de un rezultat. De asemenea, să existe o diferențiere clară între cei care necesită testarea că au simptome sau că se încadrează în cadrul protocolului de testare și cei care solicită testarea din alte motive. Ancheta epidemiologică este un alt aspect vizat de ordinele care vor fi introduse. Premierul a transmis că se vor stabili clar procedurile din momentul în care o persoană este diagnosticată pozitiv, cum se dispune ancheta epidemiologică, care este termenul de efectuare a anchetei, cel mai probabil 24 de ore, măsurile care se dispun privitoare la persoanele care au intrat în contact cu persoana care a fost diagnosticată ca fiind infectată cu noul coronavirus.